Bună ziua, Costele, spune bună ziua la prieteni. Bună ziua, unde suntem, Costele? Departe. Costele, ia filmează și tu să văd. Bună ziua, dragi prieteni. Hai să dau lui Costelu să vedem cum filmeze. Ia, Costele, apucă de aici, așa. Apucă de aici, așa. Așa, ia. Ia, du-te, să vedem. Eu, o punem în aici, mă. Nu. Așa. Costele, să vede ceva. Să vede, hai. Dă-te Costele mai încolo, mai în spate, filmează și tu tarapa la Gogoșele. Ia-te. Așa? În ce? Nu așa, că mi-ești frică, din ce? Așa. Dragi prieteni, suntem aici la Bălci, într-o pădure, este multă lume. Nu poți să intri acolo. Vă gândiți că... Ia apă acolo. Ia apă, nu poți să intri. Vă zic că trebuie să-i acolo, dar trebuie să mai în marge. Da, a rămas acolo. Da. Lasă-o acolo, este mai departe cărând de acolo, dar... Știm că este bine acolo. Trebuie să rămânem aici în mol. Și așa ne-am lămurit tot pe aici, pe prieteni. Peste tot. Acum mâine vine lumea, astăzi montaj. Alin,
și să duc și știa. Ce să faci? Le-am luat cu noi, să duc și ei în altă parte. Deci, cum vă așa pătane, cum vreau. Locul jos, nici nu mai am avut cum să încerc de scundă, mai scundă m-am făcut. Păi e jos locul acolo. Uite cum e locul jos acolo. Păi e bancul lui groapă. Da. Dar distăm, ce să facem? Ne chinuim așa cum putem, dragi. E greu cu locul. Toată lumea vrea locul, locul multe. Pune ăla, pune ăla, pune și așa câte 3-4 locuri. Așa. Și se întinde acolo câte ori. Da. Și dacă era, ne-am pus pe un șanț, așa ne-am pus. Ca să fim și noi mai aproape de scenă, să fim și mai aproape de oameni, ne-am pus așa într-o parte. Dar acolo, acum unde filmez, acum ei, mai sunt mulți acolo în pădure. Cred că mai e un kilometru de acolo. Da, mai e și aici mult. Și aceea tot în față. Și mai vin oameni și mâine, să care au luat locuri, vin mâine dimineață, care au locuri. Și da. Dai seama și... Dacă noi n-am avut loc, am vorbit prin telefon, am trebuit să venim. Fernando se duce și el mâine, unde are de dus. Eu și el un băiat să-l ajută, nu vrea, ia pe Anca. Din cauza lui Alinuța, când apucă Alinuța și fuge la Tăpucane, fuge de numai să ține după ea și ține așa în continuu, continuu. Și se îmbolnăvește foarte, vă dați seama că a dușit când a fost acum la Medumești. A dușit foarte, a luat medicamente, ia medicamente, nu vrea ea. La sirupul ăștia nu prea le ia. De ce ia ea numai Nurofen, atât, altul medicamente, alte sirope nu prea. Da. Și din cauza asta, decât să bolnăvim, mai bine stă acasă. Să mai duce Fernando și el cu băieți, mai ia și el pe cineva. Ce să facem? Te mai e fetița aia ca Alina, fuge și acum. Dar cu minte stă. Ele sunt învățate așa cu care sunt, care umbră de ani de zile. Sunt învățați copiilor, mai să duc. Așa-ți crescut. Așa-ți crescut, s-au crescut în mașină, mă uit la fetița asta, amică. Stă lângă ei, mai pleacă, mai vine. Și ei care sunt, tot așa au crescut. Da, au crescut, da. Fiind așa ceva. Așa fac de ani de zile așa ceva, nu de acum. 30 de ani de zile de când au oameni bătrâni care au fost copii și umbleau pe meleacurile ăștia. Acum noi suntem acum. Da, noi, dar e așa cu aulița, așa sunt bunici și străbunici care umbleau pe la festivale, care puseau bombonele de ăștia, mi-a dus în minte, când eram copii, vreau să mâncăm și noi bombonele din ăștia. Ai dat rola la fata aia? Am dat pentru că ne-am luat aici de la vecinul. Am pus împreună și am luat. Nu știu cum o să, dacă cere și el curent acum, de unde e. Să vedem, să vorbim cu oamenii ăsta, să vedem și lui curent. Să vedem acum. De la generator, dacă am pus amândoi, ce să faci? Dar cât poți să ții și generatorul ăla? Da. Îmi ții, că n-ai încotro. Și mai ales că la sucurile ăștia, hai becurile ca becurile, dar la sucurile ăștia trebuie în continuu. Da, acum, anul ăsta, acum am băgat sucul, când acum nu l-am băgat, acum am scos dozatorul ăsta, l-am curățat, l-am făcut, l-am spălat. Da, le-am curățat anca toate, le-am făcut acasă, le-am pregătit și am fost noi plecați, să ia și ei, să luăm și noi. Și acum ne ajută că ne ajută. Acolo este, la roșu, este fructe de pădure și ăsta albastru cu coacăte, nu? E foarte bun, ăsta albastru nu este bun. Și are de fructe de pădure și ce miroase frumos. Dar acum le-am cumpărat. Ieri le-am luat de la Severin, ne-am dus acolo și le-am ridicat de la curier. Da, e concentrat și se prepare. Da, coacăte ăsta e foarte bun. Și fructele de pădure mie mi-au plăcut mult. Anul trecut am avut și din ăsta kiwi. Dar nu-mi plăcea kiwi, nu-mi plăcea. Și zic, nu rog dozatoare multe noi după noi, că n-am mai avut. Hai că nu pot să-l mai țin. Hai că pe la mine, că țin și eu, mai filmez și eu, că nu cade în ulei telefonul. Știți că eu nu poate să țin în mână, dragi prieteni, telefonul și uitați că o să-l mai filmez.
Da, stai în picioare. De asta că nu pot să mai stau în picioare. Da, de asta, deci nu prea să simt nu că e bine Ion. Norul ăsta de ulor, mai mult de ulor, de frumatis, picioarele, coastele, mă duc, mâinile, tot. Chiar nu mai poate, am văzut că nici nu ajungem aici. Nici nu am crezut că ajungem. Că nu mai poate de mâini, de picioare. Eu am zis că de la spondiloză, de la vremea asta. De la nor. Spondiloza, coloana, caloana. Da. Cu vremea de așa, prieteni, ce să facem? Mai multe. Suntem mai multe. Da. Trecăm și noi să facem. Uite, acum a venit alta pe capul nostru. Ne trebuie o grămadă de bani cu baba, cu soacră mea. I-am făcut analiză, le-am trimis-o astăzi de le-a făcut. Mai avea niște analize de... I-am dat bani și a dus-o copilul lucrul cu meu să le facă acolo la noi, la laborator, pentru că și noi plecăm ca să facem și noi treabă. Da. Și dacă noi am fost plecat, s-a dus-o copilul lucrul cu meu ca să fac analizele ea. Fără analizele ea nu se poate. Și ca să le duc eu luni la doctor, la Severin, și după aia mai vedem. Am umbrat toată săptămâna după documentele lui. Bătrâna, analizele, ce trebuia. Atât dacă nu filmez, că nu filmez, uitați, când mergem unde la mai multe. Ne-am dus, du-te, ia caserole, du-te după sucuri de la Carrefour, uite, vine ciocolata, la curier, vine... Avem multe când plecăm undeva de făcut și chiar și când am fost la soacră, mi-am văzut pe fiecare zi la spital, dar n-am putut să filmăm. N-am putut că... Ce să filmăm spitalul? Uitați că e spital. N-am vrut să facem chestia asta. O filmăm și noi ceva frumos, uitați, la festivale, pe la... Da, cu ce putem și noi, uitați, dragi prieteni. Prima oară când m-am dus cu rulota la Gogoș, era o măicuță lângă noi cu icoane, vindeau icoane. Și eu am dat-o cu... Da. Pe ea povestește când a fost prima oară cu rulota, când a fost măicuța cu părintele, vindeau iconițe. Și eu i-am dat o porție de Gogoș. Eram într-un sat acolo, nu știu pe unde. Era un orășel până în Vâlcea, pe pat, tot pe partea asta. Da. Și eu dacă i-am dat o porție de Gogoș... Atâtea locații care umblăm noi... De unde să le mai țin pe toate? Asta da. Iarna a fost asta. Da. Prima oară când am fost cu rota. Când prima oară. Da, martie, aprilie. Și noi când ne-am dat Gogoș, ea mi-a dat iconița asta, mi-a pus-o acolo. Și am zis că nu o să dau jos de acolo niciodată. Uitați ce frumos stă, ne protejează, este cu noi. Și e sfințită. E sfințită. Iconița e sfințită. Și o să mai iau din alea care să lipesc. De asta stă bun de lipit, de plastic din ăla de 6 mm. Da. Și am fost foarte bucuroasă că, când mi-a dat-o, pentru că prima oară eram atunci cu rulota și chiar mi-a dat-o și mi-a părut bine. Ce albina aia? Păi, e o poftă din asta. Și chiar mi-a părut bine, zic, uite, la prima dată cu rulota, când ne-am dat la Gogoș, ea s-a oferit și mi-a dat iconița aia. Și chiar m-am bucurat foarte mult. M-am bucurat. Iuna, să spune acolo așa. Mai vine bandă cu LED-uri, nu știu că mai trebuie făcut la ea. Pe exterior o să fie numai luminele din alea, bandă din alea. De să lipește care face lumină. Mai trebuie și autocolantul sus la aici la capac. O să mai comandăm, dar mai încet, că doar le facem pe rând așa, că nici noi nu putem toți odată, că mai mult chiar noi nici timp, noi când mergem acasă, tot așa plecăm dimineața și venim seara. Chiar în cursul săptămânii. Da. Când suntem acasă, tot nu stăm, plecăm cu percuțe care știu. Mai e chiar mai viața și venim seara. Da, am stat 3 zile la seara. Acum weekendul la fel. Ce să facem? Așa. Noi nu stăm nici iarna, nici vara acasă. Dar am tot plecat să fie. Da, să ne mai țină Dumnezeu așa că putem ca să mai facem. Așa că
după cum am luat-o noi, chiar mă sperii cu piciorul, cu diabetul, tu cu, cu boala ta care ai cu capul, cu, na, cu durerile ăștia care ai de la coloană. Ce să... Dragi prieteni, noi vă mulțumim, vă filmăm când o fi și altceva. La revedere, la revedere, mulțumim mult, la revedere, dragi prieteni. Vă mulțumim la toate, doamne, la toți, domnule, la revedere. Chiar se aude aici dozatoarele, se aude multe.